ca să trecem de la cultură la agricultură, are o piață extraordinar de, de simpatică și vie. În general, piețele românești au cam murit, așa, dar înainte să vin aici la biserică, dimineața am trecut în piața cu legume și cu piața de carne a orașului. Am avut o revelație, adică în afară de basarabenii care vin vând selioca și, mă rog, produse conserve de pește, am văzut așa fasolea mare albă de care e tipică, cred, moldovenească. Am luat ulei de floarea soarelui presat la rece. Sunt niște lucruri la care trebuie să ne întoarcem într-un fel, cum ne întoarcem așa noi la Eminescu din când de două în când, ori pe an, doar de doar de două ori pe an. Ar trebui să ne întoarcem și la lucrurile naturale și eterne, de fapt, știi? Asta este. Deci între fasole și Eminescu există o legătură, o să râdeți.